Start lucrărilor de modernizare a clădirii ambulanței. Este vorba despre o clădire care nu a mai fost modernizată din 1980, anul punerii în funcțiune, până în prezent fiind efectuate doar lucrări de întreținere și mici reparații. Ambulanța este un serviciu strategic al județului Vâlcea. Aici lucrează oameni cărora pot să le spun cu mare prețuire eroi de fiecare zi, pentru că în fiecare zi pleacă de acasă să salveze vieți. Din respect pentru cei care lucrează la ambulanță și pentru că așa trebuie astăzi, în zilele pe care le trăim, a trebuit să intervenim și să modernizăm clădirea ambulanței. Clădirea ambulanței nu va beneficia de lucrări doar de să zugrăvim pe afară, nu. Vom schimba instalațiile termice, electrice, vom igieniza și vom asigura suprafețe cu parchet, cu gresie, cu tot ce trebuie în interior. Vom avea condiții de 5 stele, le spun eu. Se va interveni la tot ceea ce înseamnă partea de clădire, ploua în clădirea ambulanței. Vom face lucrări complexe. Ce este cel mai important este însă că nu ne vom opri aici. După ce vom finaliza acest contract, deja lucrăm și am dat dispoziție colegilor mei să facem tema de proiectare în care să avem lângă clădire spații de birouri și sub spațiile de birouri ambulanțe, la fel și unde sunt acum parcate ambulanțele. Ambulanța nu este o mașină oarecare. Ambulanța când stă, este în priză. Vorbesc așa ca să înțeleagă toată lumea. Așadar, de astăzi am dat drumul la lucrări de modernizare a clădirii ambulanței și vom face o clădire care să îi ajute pe oameni în timpul serviciului și care să corespundă cu cerințele sanitare și de dotări din zilele noastre. Investiția are o valoare totală de 427.810 lei, fondurile fiind alocate din bugetul propriu al Consiliului Județean Vâlcea.